Odată ce recensământul populației a intrat în următoarea etapă, respectiv colectarea informațiilor de către recenzori în teritoriu, lucrurile merg greu în Maramureș. Județul nostru se numără printre cele codașe la nivel național și ne aflăm sub media pe țară. La nivelul județului Maramureș, recensământul în teritoriu sau etapa de colectare date door-to-door decurge destul de greoi, în sensul în care județul Maramureș se regăsește sub media națională ca nivel de colectare date din teren, mai precis pe locul 10 din coada clasamentului. Potrivit ultimelor informații, în Maramureș s-a atins un procent de aproximativ 72%, în condițiile în care mai sunt doar 12 zile până și această etapă a recensământului se va încheia. Cel mai bine la acest capitol stau localitățile Rona de Sus cu un procent de 117% și Rona de Jos cu 113%. La coada clasamentului, sub 50%, avem două localități, Băița de sub Codru cu 48% și Botiza cu 49%. Pentru etapa de recenzare din teren, avem un procent din populația rezidentă estimată de 48,1% din ceea ce a rămas după autorecenzare. Și total, autorecenzare, prima etapă, 14 martie, 27 mai, cu ce s-a desfășurat în teren până la această dată, avem un 72,4% din populația rezidentă estimată a județului Maramureș de 450.603. În cazul municipiului Baia Mare, procentul persoanelor recenzate până acum a ajuns la 72,51%, în timp ce la Sighetul Marmației procentul este de 65,36%. Etapa de recenzare prin interviuri față în față se desfășoară până în data de 17 iulie și a presupune colectarea datelor de către recenzor pe tabletă.